Recording has started. Hai să dau și always on. Acum cred că mă voi auzi. Așa. Deci, joc nou. În căutarea armelor împăratului. Uite cu ăla cu cutie. Să reținem parola de data asta. Stai să dau la microfon aici, parcă nu mă aud. Nu vrea pișatul ăsta. Dar de ce vrei să ai cu microfon? Always on. Păi ca să se audă. Ah, ok, gata, se aude. Hai, zi-mi un intro pe care să-l fac. Nu știu. Hei, bine v-am găsit la Harap Alb, episodul 1. Numele meu e Mitrea. Numele meu este Mitrea, sunt profesor de română și bine v-am găsit. Ok, am luat arcul împăratului. Vom proceda să luăm sabia împăratului. Acest joc, după cum vedeți, este foarte calitativ. Are un rating de 7 stele din 10 în 2003. Toți copiii cool îl joacă. Este... Încă nu are multiplayer, nu este multiplayer compatible, cum s-ar spune, dar se lucrează oricum. Jocul primește update-uri regulat. Vedeți, acum facem prima misiune, este de genul RPG. Ni s-a deschis ușa ca să putem lua cartea. So try hard. Nu am putut lua cartea. Trecem peste. Vezi că trebuie să-l pui. Îl pun neapărat. Vezi că te auzi și tu, știi? Te aude tot căcatul, inclusiv că vorbesc cu tine pe Skype și că fac share screen. Aici este o cameră care mie nu-mi place deloc. Este... Vezi, jocul este horror. Dacă sunteți sensibili, îmi pare rău. A, deci poți să treci de ei, parcă nu puteai. E, puteam. Am găsit săgețile. Săgețile împăratului. Acum parcă în partea stângă trebuie să merg. Arapalp se deplasează cu 2 km pe oră. Asta e sistemul ăla de kilometru, știi, 30 de pași pe metru. 30 de pași pe metru. E pășește în ce ca să fie sigur să nu se împiedice. Numai că-i face repede, știi, dar se mișcă mai încet. Face un moonwalk. Acum... Efectul de mărire a camerii. Oh my god. Uite, eu m-am făcut mic, camera s-a făcut mare și Harapalp s-a făcut mic. Coborâm în graj, după cum știți, eu predau povestea lui Harapalp la clasa a 10-a. Și pot să zic că jocul este foarte precis din acest punct de vedere. Vom lua acum calul împăratului, ia fiți atenți, calul cel frumos. Harapalp are o față de om satisfăcut. Ăsta este un om care știe că este satisfăcut de calul lui. Sonorul este cam tare, nu mai aud nimic, dar este ok. În sfârșit, oameni buni, o să vă pot arăta combat sistemul. Este deosebit foarte rafinat. La capătul podului se înfruntă un urs fioros. Accepți lupta, bineînțeles. Control. Fandare, ataxus, blocaj. Este perfect. Fenomenal. Dăm start.
O să atac numai cu fandare, pentru că asta e singura pe care am reținut-o. Daniel Harapalb, omoară. Dă-i crapple, crapple Harapalb. Am câștigat. O să reiau lupta? Hai să mai rurăm o dată, îi mai dăm o șansă. Nu știu ce face Harapalb acum. Dă-i Harapalb, dă-i la muie Harapalb. Mă bate, mă bate. Aoleu, m-a învins ursul. Trebuie să reiau lupta din nou. Poate nu trebuia să o reiau prima dată. Așa, gata. Proba 4, spânul. Găsește spânul, dar ai mai grijă să nu te prindă lupii. Ăștia-s lupi? A, uite, am săgeți. De parcă lupii ar fi neapă. Uite cum trage Harapalb cu săgeți. Oh my god. Le trage din piept. Și trage șiruri așa. Nu pot să apăs shift ca să merg mai repede sau ceva de genul, că deja mă plictisesc. Bă, fă gameplay acolo ca lumea, dar nu cred. Da, ăsta o să fie primul episod, îți dai seama. Nu, îl faci pe tot, că oricum e mic. Ce, nu e mic, mă, e mare. Lupul ăla n-a murit. A, deci lupii ăștia mor. Da, tu nu vezi câte puncte ai, 40.000. 40.000 de puncte, sunt deja profesionist. Uite ce fundal are, ce grafic are pe fundal. Foarte bun. Este Nvidia GTX. Jocul ăsta cred că e din 2003. A, uite-l pe prostul ăsta. Cine e prostul ăsta? Ăla e spunul? Nu, ăsta e... Bun întâlnișul voinice. Nu ai trebuit să deslugă la drum? Aoleu. Ăsta e spânul. Păi vezi, e spânul. Hai, dai, accept, accept. Nu vrei să știi ce a zis. Deci, o să vezi gameplay, o să-l vezi pe YouTube. Nici nu editez videoclipul ăsta, îl pun așa cum e. Că n-am chef de Windows Movie Maker și de-astea. Pentru că sărăcia e mare. Nu, adică am Windows Movie Maker, dar n-am chef să-l editez, să pun să de-astea. Și trebuie să-mi fac un canal special, Mitrea Gameplays. Ai reușit să iei salata din grădina ursului, a fost și foarte greu, într-adevăr, nu știu cum am reușit. A, ăsta e preferatul meu. Ăsta are luminițe în frunte. Săgeți, nu pot să trag, nu mă lasă să trag. Da, și ce se face? Joacă. A, trebuie să trag în el. Uite-l. Mamă. Snipe. Oh, headshot. When you are sniping that bitch, so hard. Mă întreb ce se întâmplă dacă nu îl omor. Nu mai am săgeți, ai câștigat. Mamă, ce greu a fost. Nivelul următor. A, ăsta e proba mea preferată. Găsește-i pe trebuie să găsim pe 7 prieteni la lui Harapalb. Ce pula mea a fost asta, mamă? Ce sec e jocul ăsta, era ta proba. Another one. Nu știu cum dau restart, adică nu cred că... Așa. Na. Și nu pot să mă dau... Vulturul ăla care e pe jos acolo nu pot să trag în el, a scăpat. Uite, mă, deci codul e Harap, doar atât? Nu știu, că până acum cam atâta e. Uite, furnica, regina furnicilor, sau cum o chema. Mamă, poate să sară mâncate. E, 2 metri acolo. Ia să vedem. Am recrutat-o pe furnică, pur și simplu. Avem aici sus pe cine am recrutat. Uite-l pe gerilă, pe... Nu știu, nu știu cum e gerilă așa. Aoleu, ce-mi zice ăsta? Da, le dijale, dar nu da, așteaptă să zică tot și după aia de aici. Nu zic, trebuie să vezi neapărat gameplay-ul, e penal. Aoleu, nu mai vreau să mai fac totul de la cap. Am luat totul de la cap, da. Păi de ce te lovești de cior, mai tragi și tu în ele, frate. Păi trag, dar nu pot. De povestea de aia de jos. A, gata, știu deja povestea numai. Nu mai trebuie să ascult pe gerilă ce-mi zice el acolo. Vezi?
Ăstea nu mor decât, uite, dacă le dau săgeată mor, dar atâta timp cât le lovesc cu săgeți nu mor. Ok. Ce? L-am pe gerilă. Dacă pe alea le recruzat în altă parte. Dar de ce n-ai bați de râsie și pe furnic ai la... Ah, uite mă, poți să arunc săgeți sau să arunc pumnale. Da! Oh my god. Ce spectru de arme are harapa alb. Albina, uite-l pe Flămânzilă, se aseamănă puțin cu Novak. Da, și mă. Mamă, cum mănâncă. Întingu pe osul după aia, știi? Și pasărea asta încă zboară pe aici. Parcă văd acum. Nu, că nu vreau să mă omoare, serios, nu vreau. A trebuit să dau skip. Că mă omora păsărul ăla. Dar ce zic? Adică... E, n-am apucat să vă zic ce, dar... Mânca și vorbea cu gura plină. Uite-l pe Flămânzilă cum bea. Ăsta se tilă, bă, ce frumos. Se tilă, mă, frumos, zilele erau la dinainte. Ok, n-am zis, lasă că mă omoară vulturii ăștia și nu iau totul de la capăt acum. Cred că scotea niște sunete de așa bânda, pă, dacă așteptam să au ce zice, dar mă rog, n-am avut chef. Uite-l pe ochilă, arată. Fermecător. Asta așteptai și tu să văd ce zice. Zice ceva? Da, da, da. Aoleu, vulturul ăsta o să mă omori. Nu vreau să aștept, te rog. Gata, asta a fost tot ce a zis, zisese deja. De fapt, toți zic același lucru, doar că pe accente diferite. Da? Da, adică vezi, vezi tu harapal fără de minimul de deduștiu, nu o să poți să progresezi sau ceva de gen. Uite-l pe păsăr lății lungile. Aoleu, uite-l cum arată. Uite cum vorbește, ăsta e, ăsta are ceva handicap. Accept, ce să zic, înainte. Încearcă să termin mâncarea înainte ca timpul să expire. Nu uita să ceri ajutorul prietenilor tăi. Ce trebuie să fac aici? Oh shit, Flămânzilă, ajută-mă. Space. Ah, trebuie să spamez space. Mănâncă harapal, bagă în tine, îndoapă-te. Spamez space. Am pierdut. Ce trist. Ce-ar pierde. Dar ce trebuie să fac? Folosește space și nu pierde timpul. A, deci... Asta am zic prietenii mei, să folosesc space-ul. Gen harapal, îndoapă-te mai repede. Acum spamez space care tardat-o. Știi cum că a disperat-o? Ia. Ai reușit. Gata. Urmă. A fost ușor. Caută fata împăratului în această imagine. Dând click acolo unde crezi că se află. Ia. Asta îmi zice. O văd pe munte. Ce sec. Caută ea. O văd în cer. Uite, o vede în cer. Am pierdut. Ce vrea omul ăsta de la mine? O văd pe munte. Care munte? Că sunt trei munți. O văd pe munte. Dacă dau click pe munte, îmi zic... Oh my god. Am găsit-o, gata. Proba 10. Alegerea fetei de împărat. Identifică fata împăratului găsit din ferețele din cele două imagini. Nu uita să ceri ajutorul prietenilor tăi. Ia. Eu sunt o chiră și nu pot să te ajut. Eu sunt setilă, așa... Eu sunt păsărilă și nu pot să te ajut. A zis să cer ajutorul. Te ajutăm noi. Oh my god. Acum știu că e ușor, uite, pur și simplu dau click pe ăștia și asta e tot. Mai zim diferență, uite, aici una. Hello? Și atât, ce pula mea mai e. Mai e ceva, ia, dă pe ăla. N-are mă ce să mai fie, te ajut, ăștia nu mai vor să mă ajute acum. Da, deci, uite de la toate diferențele, dă-i pe ăla. Gura închisă, așa, bam, de tot. După aia dă-i pe ăla. Păi, sunt prea multe și ăștia, bulangii ăștia nu mai vor să mă ajute. N-are un deget, așa, gura, asta, țâțele. Ok. Da, ok, uite. Adică nu poți să spamezi pur și simplu pe toată imaginea și să găsești diferent. Gata, ai reușit. Parola cu care poți accesa... What? Mamă, mi-au dat-o final. Ia să vedem. După aceasta se începe nunta și apoi dă Doamne bine.
Ia uite ce ending are, astea sunt credits, știi? What the fuck, so kawaii. Deci asta arată să așa de anime. Nici nu cred că exista anime pe vremea când s-a făcut jocul ăsta. Best gameplay of my life. Okay. De același autor. Aoleo, trebuie să joc neapărat și povesti. Deci, oameni, dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, de subscribe. Eu sunt Mitrea. În episodul următor o să jucăm poveștile lui Păcală. Da, trebuie cum. E scump, nu mai jucăm nimic. Acum să mă prind cum sting ăsta.